Vă spun și astăzi, bună ziua și bun găsit! Guvernele multor țări sunt tot mai preocupate pentru independența și mai ales pentru eficiența energetică. În lume, asemenea preocupări sunt tot mai mari și desigur că se fac investiții de zeci și chiar de sute de miliarde de dolari anual. Noi suntem și din acest punct de vedere la început. Pentru tema săptămânii am ales o afacere cu potențial foarte mare. După cum vedeți, sunt foarte mulți străini care au venit și au cumpărat teren în România. Unii sunt preocupați ca în perioada următoare, mai ales începând din 2014, să vină în România să cumpere teren agricol, tocmai pentru acest tip de afacere. Subiectul ales la tema săptămânii, plantații energetice, salcia energetică. Cultivarea acestei plante ar putea reprezenta o soluție avantajoasă pentru obținerea de profit, mai ales de pe acele terenuri pe care am cam uitat să le cultivăm în ultimii ani. Știm cu toții, avem peste 3,5 milioane de hectare care sunt pârloagă. Aceste terenuri au putea să primească și o asemenea destinație. Salcia energetică este o plantă care ajunge la o înălțime de până la 7 metri, are la bază un diametru de aproximativ 7 centimetri, este o cultură care ajunge la o producție de câteva zeci de tone anual. Avem un invitat în studio, un invitat care are o pregătire de specialitate în acest domeniu. Este în platou doamna inginer Cristina Racu, consultant tehnic la o pepinieră specializată în salcie energetică, firma Constrat Veghe din Mercurea Ciuc. Bună ziua și bun venit! Bine v-am găsit! Bună ziua! Din câte cunosc și din câte sunt convins că știți și dumneavoastră, în multe țări europene există preocupare, există efort mare. Trebuie să spunem aici că în Suedia sunt aproximativ 20.000 de hectare, Polonia are cam 6.000 de hectare. Anumite plantații de acest tip sunt folosite pentru a fi tocate și pentru a fi folosite pentru obținerea de energie termică și energie electrică. De asemenea, pot să primească și alte destinații, cum ar fi protecția malurilor, cum ar fi anumite împăduriri pe zone mai puțin plăcute, mă refer aici inclusiv la gropile de gunoi sau la acele terenuri care sunt poluate. În Lituania, de exemplu, sunt aproximativ 3 milioane de hectare teren arabil, din care, spun guvernanții acestei țări, aproximativ 500 de mii de hectare ar putea să primească o asemenea destinație. V-am prezentat aceste date pentru a scoate în evidență, în primul rând, preocupările acestor guverne. Deocamdată în România nu sunt aceste preocupări, noi nu avem nici măcar o legislație cu această cu această temă. V-aș propune, pentru început, să ne spuneți în mod concret ce faceți la Mercurea Ciuc. Cum arată această plantație de salcie energetică? De cât timp ați început? Și mai ales vă invit să ne spuneți în ce măsură proprietarii de terenuri din România, eventual primăriile, vin spre dumneavoastră, au intenția să cultive această plantă atât de valoroasă, care, iată, poate să primească mai multe destinații. În anul 2007, la Mercurea Ciuc, s-a înființat prima pepinieră de salcie energetică din România. Aceste soiuri sunt proprietatea melioratorilor suedezi, de la care avem și cumpărată licența. Acolo pepiniera se întinde pe 10 hectare. Doar pepiniera, să spunem acest lucru. Doar pepiniera, da. De unde se recoltează butașii pentru înființarea culturilor. În primii ani s-au făcut teste, deoarece era o plantă care n-a mai fost plantată aici în țara noastră, pentru a vedea cum se adaptează la condițiile țării noastre. Au fost făcute cam 253 de plantații test în diferite puncte ale țării. Iar din 2010 am trecut la plantații comerciale cu diferite dimensiuni, începând de la 1 hectar până la 100 de hectare. În ce privește primăriile, au fost câteva care ne-au cerut sprijinul, informații. În ultimul timp a apărut cerere pentru proiecte ce vizează salcia pentru parazăpezi naturale, pentru protecția drumurilor, deoarece această problemă este una majoră la noi în țară.
Rolul meu în, la această pepinieră este să mă asigur că clienții noștri primesc toate informațiile, știu despre ce este vorba, știu ce trebuie să facă pentru a înființa plantația, pentru a o întreține, pentru a obține recolte ridicate și de calitate pe care le pot valorifica. Vedeți, acesta este și motivul pentru care v-am invitat astăzi aici în platou, tocmai pentru ca să ne convingeți, tocmai pentru ca să ne dați aceste informații valoroase, pentru ca să încercăm și noi românii să intrăm în rândul lumii. Adică să avem asemenea plantații energetice, pentru că fac și eu parte din categoria celor care consideră că decât să lași un teren pârloagă, e mult mai bine să faci o asemenea investiție. De asemenea, anual, datorită ploilor, datorită precipitațiilor, avem zone care sunt inundate, avem maluri care sunt degradate și e bine ca să ne urmărească și să accepte această idee atât investitorii cât și proprietarii de terenuri, dar mai ales și autoritățile, pentru că în multe zone ale României aspectul nu este tocmai plăcut. Și ați văzut și dumneavoastră, am văzut și noi, vor vedea în curând și cei care ne urmăresc, aspectul dat de o asemenea plantație este unul plăcut, este unul frumos. Deci în locul terenurilor degradate putem să creăm ceva frumos și din acest punct de vedere al aspectului. Dumneavoastră participați la o emisiune unde noi vrem să dăm informații exacte, informații concrete, avem această obsesie cu hectarul de teren și v-aș propune să vă imaginați că am venit la dumneavoastră pentru o consultație, că am un hectar de teren pe care vreau să-l cultiv cu salcie energetică. Care sunt primele informații pe care mi le dați sau care sunt primele întrebări pe care mi le puneți și la care trebuie să găsesc răspunsul, pentru că îmi doresc și eu să fac o plantație profitabilă? În primul rând, recomandăm ca plantația să aibă minim 3 hectare, deoarece de la această suprafață devine rentabilă. Următoarea întrebare este unde se află terenul pe care doriți să plantați. Să presupunem că este undeva în zona dumneavoastră, pentru că acolo este o zonă cu potențial, da, este umiditate, este o zonă bună, da? Da, în cazul nostru... Da, este în județul Harghita. În județul Harghita. O să cerem o analiză pentru sol, în ceea ce privește pH-ul, pentru că este cel mai important să fie cuprins între 5,5 și 7,5 și să nu fie un sol sărăturat, deoarece salcia nu rezistă foarte bine la aceste tipuri de soluri. De asemenea, vom întreba despre starea terenului, dacă este un teren care a fost lăsat în paragină sau a fost lucrat înainte. Pentru prima situație vom recomanda lucrările care trebuie făcute cu un alt. Vă rog să ni le recomandați pentru că eu și notez lucrările care trebuie făcute. Haideți să ne imaginăm că din aceste 3 hectare pe care intenționez să le cultiv cu salcie energetică, 2 hectare au fost lăsate în paragină și așa cum vedem că există asemenea terenuri în România, timp de 10 ani nu am cultivat nimic. Ce am de făcut cu un asemenea tip de teren? Cu acest tip de teren recomandăm ca pe perioada verii, când vegetația este încă activă, cam până în luna august cel târziu, să se facă o erbicidare totală pentru distrugerea burienilor. Apoi, la 2 săptămâni după, se va efectua o scarificare, urmată de o arătură de toamnă. Arătura de toamnă este foarte importantă, nu recomandăm arătura de primăvară, deoarece prin arătura de primăvară se pierde deja umiditatea din sol care a fost acumulată în timpul iernii. Solul va fi lăsat așa până în primăvară, iar înainte de plantare, în primăvară, perioada de plantare optimă începe cam din martie și ține până în aprilie, atunci este optim pentru salcie. Înainte de plantare se va face o rotofrezare pentru a nivela solul și a afâna și apoi se va trece la plantare. Desigur, după achiziționarea butașilor necesare. La toate aceste etape pe care le-ați enumerat dumneavoastră, noi o să ne întoarcem, o să detaliem, dar haideți să prezentăm acum câteva date legate de costul înființării unei culturi. Cei care vor să facă o asemenea plantație trebuie să știe și sunt convins că sunt de acord cu acest aspect, este nevoie să facem o investiție. Această salcie energetică este o cultură perenă, investiția practic se face la început,
început. La început, da. Așa. Și o perioadă lungă de timp, 25 de ani, poate chiar mai mult, nu trebuie să facem altceva decât să întreținem această cultură și desigur, să o recoltăm și să o valorificăm, adică să ne încasăm banii. Deci, ce am putea să spunem, sau ce ați putea să-mi spuneți mie în cazul de față, legat de costurile pentru înființarea acestei culturi? De câți bani aș avea nevoie și pentru ce tipuri de activități? Da, costul total al investiției se situează cam între 2.000 și 2.300 de euro, în funcție de teren. În acești 2.000-2.300 de euro am inclus lucrările cu pregătirea terenului dinainte de plantare, costul materialului săditor. Pentru un hectar avem nevoie de 14.000 de butași, iar prețul unui butaș este de 0,08 euro. Plantarea propriu-zisă este inclusă și întreținerea din primul an, lucrările mecanice sau erbicidările care sunt necesare în primul an la salce și recoltarea după primul ciclu de vegetație. Deci, în această cifră, 2200-2300, intră tot efortul financiar făcut pentru a avea o plantație intensivă, o plantație eficientă. Tragem linie, calculăm. Care ar fi rezultatele economice pe un hectar? Am reținut propunerea dumneavoastră ca plantația minimă să fie pe 3 hectare. Care este producția pe care o putem obține în prima perioadă și, desigur, într-un an normal? Pentru început, în primii 2 ani, plantația se consideră matură din anul 3, producția va fi mai mică, cam de 10-15 tone la hectar, la umiditate teoretică 0, iar apoi, din anul 3, producția se situează între 20-25 de tone, la fel, umiditate 0. Prețul pe tocătură este în medie 40-55 de euro, variază, în care rezultă un profit de 1000-1200 de euro. După calculele pe care le-am făcut și din experiență, investiția se amortizează după 3 ani de la înființarea plantației. În unele cazuri chiar după 2 ani, în cazul în care obținem o producție mai bună. Da, în cazul în care obținem producție mai mare, se poate amortiza mai repede. Ați amintit de umiditate zero. Asta ce înseamnă? Înseamnă că dacă avem un an mai ploios, un an cu umiditate mai bogată, dacă terenul este într-o zonă mai mlăștinoasă sau cu umiditate mai ridicată, producția poate să crească foarte mult? Deci, oricum, la recoltare, când recoltăm salcea, materialul recoltat are o umiditate de 30 până la 40%. Asta înseamnă că noi recoltăm practic cam 40 de tone. Însă dacă este păstrată, în timp materialul se usucă, scade umiditatea, cantitatea de tocătură scade, însă crește prețul. Dar noi precizăm umiditatea zero pentru că au fost cazuri când s-au făcut confuzii, au apărut date cum că s-ar recolta 50 de tone, 60 de tone, dar nu se spunea nicio umiditate, nimic, nicio informație. Și nu vrem să inducem clienții, oamenii interesați în eroare. Bun, da. Totuși, care ar fi producția maximă care s-ar putea obține? Deci, producția maximă, cel puțin cea pe care am obținut-o noi, 30 de tone la umiditate. Deci ar fi o producție, să-i spunem, medie pentru condițiile pe care le are România. Da. Bănuiesc că ați văzut plantația din Suedia, cea de 10 hectare? Da, din Suedia, acolo au mai mult de 10 hectare. Nu plantația, pepiniera din Suedia. Personal nu am avut ocazia să o văd, dar desigur avem toate filmele. Cine sunt clienții care vin la pepiniera dumneavoastră și în ce măsură cei care vin și semnează contractul? Vin doar pentru culegerea unor informații generale legate de această cultură energetică sau vin cu lecția învățată și cumpără plante? Aveți și oameni care cumpără 10-100 de butași sau dimpotrivă sunt oameni care cumpără cantități mari? Nu vindem 10-100 de butași, deci noi vindem 3 hectare minim. În cazul în care cineva vrea să facă pentru un hectar, este necesar să semneze un contract prin care se angajează că în anii următori va cumpăra și celelalte două, în cazul în care plantația are succes. Clienții care vin la noi sau persoanele interesate variază. Sunt unii care nu cunosc despre salcie, sunt unii care cunosc. Avem
persoane care vin să cumpere cam între 3-5 hectare. Aceștia vor să folosească tocătura în scopuri proprii, de exemplu pentru încălzirea casei. Apoi mai avem clienți care cumpără între 5-50 de hectare. De obicei aceștia doresc să folosească tocătura ca materie primă pentru peleți sau brichete. Și desigur sunt clienții mari cu plantații de peste 50 de hectare. Aceștia sunt deja companii care au un proiect bine pus la punct și care știu că vor utiliza tocătura la centrale pentru producere de energie termică sau electrică. Care sunt cei mai serioși clienți, cei mai mari clienți care au venit la dumneavoastră? Nu ca nume sau denumire de firmă, ci ca obiect de activitate. Da, avem, cum am mai spus, pentru peleți și brichete. Aceștia sunt... Deci producătorii de bricheți vin și cumpără acest butaj, și de asemenea, realizează probabil plantații și folosesc plantația pentru realizarea de bricheți și sunt convins că fac și export, pentru că majoritatea producătorilor de bricheți din România, în loc să vândă bricheții pe piața internă, fac export de bricheți. Am citit că sunt țări din zonă cu multe păduri, cum ar fi țările nordice, care importă bricheți din România, importă peleți din România. Și uneori ni se par asemenea informații destul de ciudate. Cum adică să faci tu din România export de rumeguș sau export de asemenea peleți care sunt folosiți și pentru încălzirea locuințelor, dar sunt folosiți și pentru producerea de energie termică și energie electrică. O altă categorie de clienți? Pentru centralele pe biomasă, deoarece în ultima vreme... Centralele de cartier, centralele mari sau centralele proprii? Nu, centralele mari. Centralele mari, pentru că în ultimul timp au apărut foarte multe proiecte, sunt multe centrale în construcție și o centrală are nevoie și de materie primă, așa că au început să apară oameni interesați care să cultive și chiar avem în zona Suceava o plantație destul de mare. Cam de câte hectare? Anul acesta s-a extins cu încă 10 hectare, 40 momentan. Deci avem primării care fac asemenea plantații? Nu, este privat. Acesta este privat, dar e pentru o centrală. Pentru o centrală care probabil asigură agentul termic? Va asigura. E bine să ne spuneți aceste lucruri, să ne dați aceste informații, pentru că poate vom stârni curiozitatea unor posibili investitori. Noi oricum avem o bază de date pe care o actualizăm periodic cu centrale pe biomasă, cu producători de peleți sau brichete și în funcție de zona în care se află cel care dorește să cultive, îl putem ajuta să găsească și consumatorul, unde poate să-și valorifice recolta. Da, acum, din punctul dumneavoastră de vedere, este greu să valorifici această producție de salcie energetică sau, mai concret, tocătura de salcie energetică? Nu, deci și în țara noastră a început să aibă cerere, deoarece acum rumegușul este oarecum o problemă. Este o problemă, să știți că a fost o perioadă în care cei de la mediu aveau un casăr foarte mare, tocmai datorită faptului că la tot colțul, pe toate malurile, găseai rumeguș aruncat. Și atunci le era ușor să facă identificarea persoanei care are o activitate economică în zonă, o activitate de prelucrare a lemnului și încasau sume foarte mari. Rumegușul a devenit o marfă de export. Sunt firme în Ungaria care importă din România rumeguș pentru a obține brecheți și pentru a obține peleți, care desigur ulterior sunt folosiți în aceste țări sau pot să fie o marfă valoroasă, o marfă de export. Din câte cunosc, salcia mai este folosită și pentru alte activități. Mai poate să fie folosită drept filtre naturale pentru pesticide, o mai folosesc și cei care lucrează în domeniul peisagistic, design peisagistic, mai este folosită pentru bariere, garduri decorative, meșteșuguri populare și așa mai departe. Aveți și clienți care vin să solicite acele sortimente de salcie care pot să primească o asemenea destinație? Nu, pentru că cum v-am spus, scopul principal al salciei energetice, după cum îi spune și numele, este să producă energie. Și soiurile de salcie energetică sunt mai puțin elastice decât salcia folosită la coșuri, în plătituri. Au mai fost persoane care au sunat, dar noi ne axăm pe partea energetică a salciei. Mai are însă și alte utilizări,
La noi în țară încă nu e foarte dezvoltat acest sector. Este folosită la stațiile de epurare a apei. Plantațiile mature de salce sunt inundate cu apa de la stația de epurare. De asemenea, este o soluție pentru nămolurile de la stațiile de epurare. Se pot fertiliza plantațiile de salce energetică, suportă foarte bine metale. Am citit undeva că se pot face asemenea plantații pe gropile de gunoi, cele care au fost închise în ultima perioadă și au un aspect total neplăcut, și de asemenea pentru recondiționarea, reîmprospătarea anumitor terenuri, inclusiv acelor terenuri care au fost poluate, da, exact, și care au un conținut necorespunzător pentru o agricultură ecologică. Mă refer în primul rând la conținutul destul de ridicat de pesticide. Care este plantația pe care dumneavoastră o considerați cea mai reprezentativă pentru acest domeniu, acest segment important de producție a energiei termice din România? Plantația pe care ați văzut-o și care considerați că este într-adevăr o afacere de succes. Acum, desigur, eu mă refer la cei care au venit și au cumpărat butaș de la dumneavoastră, nu de la alții care au cumpărat probabil din alte surse. Avem o plantație foarte frumoasă, chiar aproape de Miercurea Ciuc, în Covasna, la Poian. Este o plantație de 45 hectare. Chiar anul acesta s-a făcut acolo o recoltare demonstrativă, unde au putut participa și alți oameni interesați. Este o plantație foarte îngrijită, care arată foarte bine, cu o producție foarte bună, care are și un consumator. Domnul care cultivă folosește și în interes propriu pentru încălzirea casei dumnealui, și de asemenea a și vândut tocătura altor consumatori. Acum, eu știu următorul lucru, că în aceste țări care au făcut acești pași, industria de profil a venit în ajutor și a creat anumite utilaje specifice. Eu aș avea nevoie să-mi dați toate informațiile, pentru că în prima fază cei care ne urmăresc vor spune: da, este o activitate frumoasă, imaginile care le-au văzut pe ecran de asemenea sunt niște imagini frumoase, este bine să nu mai apelăm la energie electrică, să nu mai apelăm la motorină pentru a ne încălzi locuințele, dar totuși această activitate trebuie oarecum mecanizată, pentru că nu putem să facem pe 10 sau pe 20 de hectare plantații manuale, nu putem să facem recoltarea cu securia sau cu drujba, și atunci venim tot la dumneavoastră și căutăm informații. Am înțeles că plantarea se poate face și mecanizat. Vedeți, eu nu am acasă. Să se facă mecanizat. Deci este și de recomandat, am notat. Eu nu am acasă asemenea utilaje. Nu cred că îmi voi cumpăra vreodată un asemenea utilaj care să fie folosit pentru plantația de salcie energetică. Și atunci întrebarea firească este: ce am de făcut? Puteți lua legătura cu noi, vă vom oferi informații și în această privință. Dar eu nu vreau informații, eu vreau utilajul. Exact, deci exact utilajul de închiriat, nu de cumpărat, pentru că nu are niciun sens să cumpărați un utilaj pe care îl folosiți odată în 25 de ani. Vă putem face legătura cu cei care realizează plantarea, care au mașinile de plantat. Există un cost pentru plantare pe hectar și, de asemenea, suntem întrebați și de recoltare, pentru că, da, plantez, dar la un moment dat trebuie să recoltez, ce fac. De aceea am și organizat această întâlnire pentru recoltarea salciei. Pentru suprafețele foarte mari, se recoltează cu o combină la care se atașează un adaptor special, însă mai sunt și unele mașini mai mici, care sunt pentru suprafețe mai reduse, și desigur și în acest sens facem legătura cu firma, vă spunem de unde se poate închiria, cât costă, când se poate face. Deci noi oferim consultanță de la pregătirea terenului, plantare, întreținere, recoltare și valorificare, desigur. De exemplu, un hectar, cam în cât timp se poate planta? Un hectar în câteva ore. Într-o zi de muncă, în 10 ore, cam câte hectare pot planta? În 10 hectare... În 10 ore? Cam 6, cam așa. Deci într-o zi se pot face. Cam 6 hectare? Da. Deci cel care lucrează, principalul
prestator de serviciu are 3 mașini de plantat și într-o zi poate realiza cu ele 9 hectare, fiecare mașină 3 hectare. Și plantează. Partea de recoltare? Recoltarea se face mai repede, în câteva ore, un hectar, în câteva ore, o oră, două, un hectar este recoltat. Mașina respectivă face și tocarea sau da, doar tăierea? Da, nu, deci se toacă direct. Pentru că eu am găsit și mașini care fac doar tăierea. Da, se poate realiza doar tăierea lujelor, dar nu este indicat. Noi avem chiar acum pe ecran o asemenea mașină care face plantarea. Trebuie să spunem că este o mașină care lucrează la dumneavoastră, care face această operațiune inclusiv în județul dumneavoastră. Care ar fi bolile, care ar fi pericolele care pândesc o asemenea plantație, care ar fi dăunătorii care mi-ar putea crea diverse surprize? Din fericire, nu avem această problemă la salcie. Soiurile noi care sunt acum pe piață sunt rezistente la boli dăunători. O boală întâlnită la salcie a fost rugina frunzei, dar cum am mai spus, aceste soiuri noi sunt rezistente la acest agent patogen și nu s-au înregistrat nicio plantație pierderi. Bun, da. Cei care vin la dumneavoastră, în general, vin în prima fază, solicită butaș pentru 3 hectare, fac plantația, după prima, a doua, a treia recoltă, oamenii continuă, vin și plantează 10 hectare, 20 de hectare sau se mulțumesc doar cu cele 3 hectare. Ce ați observat? Care este spiritul momentului în țară, în acest domeniu al culturilor energetice? Vă pun această întrebare pentru că am întâlnit alte culturi energetice. Este vorba despre plopul energetic, plantații pe 2-3 mii de hectare care sunt în România, iar cei care au această pepinieră îmi spuneau că românii nu sunt interesați și că din acest motiv întreaga lor piață este destinată pentru celelalte țări europene. Ungaria vecină, Germania, Italia și așa mai departe. Noi n-am putea vinde în străinătate, deoarece licența noastră este doar pentru România și pentru Republica Moldova. Ați avut Moldova. Solicitări pentru străinătate? Nu, deci noi ne-am axat doar pe România și Republica Moldova. În străinătate sunt alte firme care dețin licența tot din Suedia. Ceea ce am observat, cei care cumpără între 35 hectare, de obicei au nevoie pentru producția proprie. Este posibil ca pe parcurs... Ați întâlnit, de exemplu, directori de școală care au venit la dumneavoastră și v-au spus că doresc să facă o asemenea plantație pentru a asigura căldura în școală? Au fost câteva proiecte. Deci proiecte sunt... Sunt persoane care vin la noi într-un an, ne cer informații, apoi dispar și revin după 2 ani sau poate chiar 3 ani, atunci când simt că este momentul, și realizează plantații. De asemenea, sunt foarte mulți care vor să planteze o suprafață foarte, foarte mare de prima oară și recomandăm să înceapă cam cu 10 hectare, 20 de hectare pentru a se obișnui cu cultura, pentru a ști ce să facă. Deoarece dacă este un teren care nu a fost lucrat corespunzător, salcea nu are foarte multe cerințe, nici în ceea ce privește substanțele nutritive din sol. Dar are nevoie totuși de umiditate și de un sol afânat pentru a se putea dezvolta. Sol afânat în prima etapă, pentru că pe urmă lucrări de întreținere nu se mai fac în această plantație. Doar în anul 2, dacă este nevoie, se mai face o erbicidare la începutul perioadei de vegetație, pentru ca salcea să se poată dezvolta, să nu fie acoperită de burieni. Din anii următori nu se mai face nicio intervenție în acest sens. Dar acum, vrând nevrând, sunt și eu obsedat de rentabilitate și de profit și mă întorc la partea de recoltare. Sunt probleme deosebite la acest capitol? Mă refer la recoltarea propriu-zisă, mă refer la transportul materialului. Este o activitate unde ați întâmpinat mici probleme, sunt mici greutăți sau, dimpotrivă, e una dintre cele mai simple activități? Recoltarea este foarte simplă. Se face pe perioada iernii, când salcea este în repaus vegetativ. După cum se vede și în imagine, o mașină recoltează salcea, o toacă. Se pune în această remorcă. Recoltare de unde este? Din ce localitate? Aceasta este din Suedia. De la firma de la care dumneavoastră ați preluat licența? Nu, aici este pe timp plin, este la noi aici. Da. Aici este la noi din această iarnă.
În februarie s-a efectuat. Când este bine să facem recoltarea? În perioada de repaus vegetativ. Deci din toamnă, cam din octombrie-noiembrie, dacă până frunzele în această au căzut, perioadă? Da, până în februarie, până la sfârșitul februarie, că în martie, dacă sunt temperaturi destul de ridicate, ea deja intră în vegetație și nu se recomandă recoltarea în vegetație. Deci în tot acest interval nu mai avem nimic de făcut. Practic 25 de ani nu trebuie decât să recoltăm. Se mai recomandă să aplicăm îngrășăminte chimice pentru a avea o producție mai ridicată. Asta se face cam din 2 în 2 ani după recoltare. Acum, fiind un domeniu pe care eu sunt convins că îl stăpâniți foarte bine, aș vrea să vă întreb dacă nu este indicată, de exemplu, irigarea sau inundarea suprafețelor, în cazul în care avem, nu inundarea permanentă, inundarea periodică, atunci când apare o secetă, dacă avem, desigur, această posibilitate. Și în ce măsură această operațiune ar putea să ne dea un plus de producție care să ne acopere cheltuielile cu activitatea respectivă? Da, deci avem și persoane interesate să cultive în zone cu precipitații mai reduse și acolo le recomandăm, în cazul în care au posibilitatea să foreze. Deci nu recomandăm irigarea, pentru că irigarea ar fi mult prea costisitoare și nu ar fi rentabilă, dar dacă s-ar putea face o inundare periodică și nu în primul an, în primele luni de vegetație, pentru că în primul an s-au făcut studii, dacă butașul mic de salce care încă nu și-a format bine sistemul radicular stă sub apă mai mult de 30 de zile, cultura este compromisă. Dar la culturile mature, cum avem și noi chiar la Miercurea Ciuc, o altă plantație de-a noastră, terenul este periodic inundat, cam pe o perioadă de 2-3 luni, apa are un nivel considerabil și crește foarte bine, creșterile sunt mult mai mari și nu întâmpină nicio problemă. Ce se întâmplă cu asemenea plantație în perioada de secetă? Și în anul anterior, probabil și în alți ani, am avut și nu se știe, poate vom mai avea asemenea surprize ca o lungă perioadă, 2-3 luni de zile, să nu avem precipitații. Suferă foarte mult producția? Există riscul ca să fie compromisă producția sau... Oricum, soiurile pe care le recomandăm acum, pe care le avem la vânzare, sunt rezistente la secetă și vom introduce în cultură în curând alte soiuri care sunt și mai rezistente. Desigur, anul trecut a fost un an foarte greu, sectorul agricol a fost afectat la toate culturile, s-au înregistrat pierderi și la